Echipa masculină de basket Steaua București a câștigat derbiul cu Dinamo Știința, scor 101-97, într-un meci contând pentru etapa 6-a, disputat în sala Mihai Viteazu din București. Susținut din tribună de o frumoasă galerie de componenți echipelor de handbal și fotbal, dar și de Marian Drăgulescu, invitat special pentru a efectua aruncare de debut, roșii-albaștri au început meciul în forță și s-au distanțat rapid pe tabelă la 8-10 puncte. Mulțumesc pentru invitație, a fost o onoare pentru mine, m-am simțit foarte bine să primesc această invitație. Atmosfera la meci este una extraordinară, incendiară, aș putea spune. Partea a doua derbiului a fost mai echilibrată. Dinamo s-a apropiat de tabelă, dar nu a reușit nicio secundă să egaleze sau să conducă, pentru că Steaua a avut luni seară doi jucători în mare formă. Radoslav Spasoevici, care a reușit 23 de puncte, și Carlo Vragovici, marcator, a 22 de puncte, care au făcut legea sub panou. You know, every derby, orice derby este foarte greu. Steaua și Dinamo sunt echipe mari în basketul românesc și acest meci este mereu special pentru fani. Am arătat în această seară că suntem mai buni, iar în final am câștigat. Remarcat a fost și tânărul stelist de doar 22 de ani, Radu Vârnă, care a arătat în derby ambiție și determinare, reușind să marcheze și 9 puncte în fața lui Dinamo. Da, presiunea a fost mai mult pe noi, fiindcă eram favoriți. Publicul ne-a împins de la spate pe final, am luptat până la capăt și cu câteva aruncări grele pe final am reușit să câștigăm. Știm ce înseamnă un derby Steaua-Dinamo, ne-am pregătit intens toată săptămâna și am intrat să dăm totul pe teren, niciun pas înapoi. La finalul jocului, încheiat cu victoria Stelei cu 101-97, am consemnat două premiere în acest sezon al Ligii Naționale de Basket. Primul meci în care roșii-albaștri marchează peste 100 de puncte și prima dată când echipa din Ghencea leagă două victorii la rând. Băieții s-au exprimat bine, au răspuns pozitiv la tensiunea partidei, ca să zic. Așa au înțeles și ei exact ce înseamnă Dinamo Steaua și nu pot decât să-i felicit pe această cale. A fost extraordinar de îndrăjiți, o luptă strânsă până pe final. După 6 etape, Steaua București ocupă locul 5 în Liga Națională, grupa A, cu 9 puncte, iar runda viitoare va evolua tot pe teren propriu în compania liderului UBT Cluj-Napoca. Partida va avea loc sâmbătă 23 noiembrie de la ora 17 în sala Mihai Viteazul.